Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei alături de mine în studioul știrilor. Astăzi, parlamentarul de Suceava din partea Partidului Social Democrat, George Șoldan, bine-ați revenit! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație! O să discutăm despre felul în care a impactat cumva economia, dar și viața românilor de zi cu zi, proiectul de ordonanță de urgență privind plafonarea daosului comercial la o serie de alimente, în contextul în care s-a anunțat de la nivel de guvern, la nivel de prim-ministru și ulterior informația a fost răspândită în țară, în teritoriu, că lucrul acesta se va suplimenta, că lista se va suplimenta în așteptarea sărbătorilor de iarnă cu alte alimente, să zicem, mai specifice acestei perioade. Care credeți, sau dacă sunt analize, ce arată analizele respective cu privire la impactul pe care această măsură, intens discutată și intens criticată în luna iunie, cam când a apărut plafonarea daosului la alimente, care credeți că e impactul pe care l-a avut pentru țară, dar și pentru românul de rând? Deci, în primul rând, această măsură a intrat în vigoare de la 1 august. Măsură destul de criticată de opozanți, dar am văzut... Și de specialiști din economie. Foarte mulți specialiști au criticat această măsură la început, dar vedem că rezultatele au fost cele scontate, cele dorite, fiindcă am văzut o analiză a Consiliului Concurenței, în care ne-a spus că au fost ieftiniri la alimentele de bază cu minim două cifre. Bineînțeles, au mai fost mari magazine care n-au aplicat această măsură, dar bine, intră sub incidența legii. Dar asta voiam să vă spun, au fost controle în acele magazine, nu dăm numele acum la televizor, dar au fost controle care au văzut că nu au aplicat această măsură și au primit amenzi destul de usturătoare. În primul rând, guvernul PSD, guvernul Ciolacu s-a gândit la români, ne gândeam la o stopare a inflației în România. Astăzi analizele ne spun că așa a fost, am stopat inflația în România, am stopat creșterea prețurilor la alimentele de bază și astăzi, venind cu acea analiză a Consiliului Concurenței, vedem că rezultatele au fost cele bune. Bineînțeles că, gândindu-ne la români, am văzut discuția ministrului Agriculturii împreună cu procesatorii și retailerii că această măsură să fie prelungită pe încă 3 luni de zile, fiindcă știm cu toții că vin aceste sărbători de iarnă și automat tot timpul în această perioadă prețurile cresc foarte mult. O măsură necesară în momentul de față pentru România, o măsură foarte bună, o spunem acum, fiindcă vedem că am oprit acea inflație, am stopat creșterea prețurilor alimentelor de bază și sunt unele alimente chiar care s-au și ieftinit. Vorbim despre lista inițială de 14 categorii de produse cu adaosul, e vorba doar despre adaos, da? Care este plafonat, da, este nu adaos... prețul produsului e plafonat, nu. Păi, cum s-a întâmplat la unii dintre vecinii noștri. Să înțeleagă și cei de acasă, nu? Păi, hai să înțeleagă, procesatorul la costul de producție 20%, un adaos comercial, maxim 20%, 5% pe lanțul de distribuție, indiferent prin câte mâini, lung este cât de lung prin câte mâini trece și încă o dată 20%. La raft, zicem. Fiindcă eu acum vă spun personal, am discutat cu unii producători din județul Suceava. Erau momente când, vă dăm un exemplu acum, nu neapărat cașcavalul, da? Îl făceau cu 10 lei și ajungea la raft cu 30 de lei. Adică adaosurile comerciale practicate de marile magazine era foarte, foarte mare și atunci venea cumpărătorul, venea românul de rând să cumpere acel produs și îl găsea foarte, foarte scump pe raft. Automat, astăzi vorbind, dacă românii noștri merg în magazine, în anumite magazine și normal în toate magazinele, ar trebui să găsească produse la prețul corect. Fiindcă cașcavalul 25, nu intră în categoria, da, nu, v-am dat un exemplu. 25 cu 20% și atunci au și retailerii un preț, nu știu, un adaos care să justifice rezonabil, da, și atunci și cumpărătorul într-un final în coșul de cumpărături simte la un preț mult mai ok. Astăzi vorbind, v-am și spus, a ieșit o analiză a Consiliului Concurenței în care s-a văzut destul de clar o scădere a prețurilor alimentelor de bază. Este vorba despre o listă inițială de 14 categorii de produse, dar destul de restricționate. Anumite cantități, anumite forme de ambalare sau
anumite tipuri de produse, nu se încadrează orice fel de pâine. Așa este. Nu se încadrează, nu știu, orice fel de carne și așa mai departe. Această listă a fost în concordanță pusă cu procesatorii, cu marile magazine, adică s-a găsit o soluție de mijloc ca să fie pentru toată lumea în regulă, adică inclusiv pentru consumator și pentru procesator și pentru marile magazine, să găsim o listă de alimente care să nu afecteze, să nu aibă, nu știu, o reacție în lanț și să apară o creștere automată a prețurilor acelorlalte alimente. Iată, astăzi... Sau o lipsă a unor categorii de produse la raft, din dorința de a cumpăra că n-o să mai fie, nu? Da. Lucru care nu s-a întâmplat, așa cum poate păi, că asta unii spuneam, economiști au criticat au la început, dar nu s-a întâmplat, până la urmă s-a văzut că a fost o măsură bună, am oprit inflația în România, de asta astăzi vorbind ne gândim, sau cel mai probabil va fi luată o măsură de prelungire pe încă 3 luni de zile, până la 1 ianuarie 2024, pentru această măsură. Chiar până la 31 ianuarie 2024 și să se adauge la cele 14 categorii de produse altele, mai exact este vorba de orez, bulion, margarină, da, drojdie, varză murată, usturoi, cozonac și tot smântână. Tot ce au nevoie românii pentru masa de Crăciun. Sărbătorile de iarnă și rămân în vigoare la celelalte plafonările 14. La pâine albă simplă, lapte de vacă proaspăt, brânză, telemea de vac vrac, iar sunt câteva restricții, adică nu orice tele mea, da? Că românii noștri pot găsi la raft aceste produse, fiindcă automat am, într-un fel sau altul, am pus în această măsură ca și marile magazine să arate prețul la raft și să le poate găsi mai ușor românii. Mergând prin magazine, ați văzut, nu știu, un afișaj special, da, da. Aici sunt magazine și Suceava, unde exact, un adaus comercial plafonat sau cu prețul redus. Da, redus. Sunt românii care își fac cumpărăturile astăzi, cu siguranță au găsit aceste produse în marile magazine, fiindcă au o etichetă specială cu adaus plafonat. Apare că dacă n-ar fi așa, oamenii zic, dar eu cumpăr ce cumpăr uzual și n-am văzut o scădere a prețului. Da, sunt anumite trebuie produse, să se orienteze sunt, da, către produsele dedicate, care exact sunt prinse. Într-adevăr, sunt unele magazine, conform controlul efectuat de statul român, au fost unele magazine care nu au respectat această măsură, dar au fost amendate. Adică, în momentul de față, nu cred că va mai fi un mare magazin din România sau un retailer care să nu respecte această măsură. Tot Consiliul Concurenței anticipa la momentul la care se discuta ordonanța care e acum în vigoare, prin luna iulie, cea care a intrat în vigoare din august, discuta că există câteva riscuri, le-am analizat așa foarte pe scurt aici. Unul dintre ele, nu știu dacă a putut fi rezolvat, ce se întâmplă cu produsele care vin din import sau de la persoane juridice care nu sunt înregistrate în România, cum poate fi verificat acest lanț de la procesator până la raftul magazinelor și dacă a putut fi luat în considerare totuși acest mesaj pe care l-a semnalat Consiliul Concurenței în vara acestui an. Am văzut o declarație a domnului ministru Florin Barbu, ministrul Agriculturii, în care discută în momentul de față cu mari retaileri din România să vedem exact cum putem face și ca aceste prețuri să fie plafonate și la cele inclusiv care inclusiv la produsele cele care vin din import și se încadrează dar în momentul, aceste categorii, exact, că în doar despre asta e vorba. Exact, în momentul de față specialiștii din specialiștii de la Ministerul Agriculturii caută soluțiile necesare, soluțiile cele mai bune pentru a plafona și aceste importuri. În momentul de față sunt discuții pe care le poartă Ministrul Agriculturii cu reprezentanții marilor magazine și vom vedea exact care va fi soluția cea mai optimă, dar așa cum am văzut, cu siguranță vom veni cu soluția cea mai bună, cu o soluție care să-i ajute pe români în perioada următoare. Ca scenariu optimist, sigur, Ministrul Agriculturii dorește să-și confirme deciziile. Susținea la începutul lunii august că între cele 14 produse care sunt și acum cu adaosul plafonat și pot fi găsite la raft, a găsit unele cu reduceri de preț cu până la 5-10%. 49% au fost produse care a fost o ieftinire de 49%. Acum oamenii care ne privesc o să zică unde că mergem și noi, dar probabil că dacă e suficient de atent, atunci momentul, când pui un produs în coș, corect, te uiți și vezi situații de tipul acesta.
am vorbit de foarte multe ori, nu neapărat noi politicieni, dar toată lumea a vorbit în general de, de unele, nu știu, ceea ce fă, unele practici ale comercianților care aveau adaus foarte mare la rafturi. Ei, nu mai devreme de ieri speriau, protecția consumatorului, da, a amendat un lanț de magazine care are un număr mare de magazine și în județul Suceava, pentru că cu o zi după promoție prețul era, mă rog, corect, era pe, da, găsesc tot felul artificii tehnice pentru, da, pentru aș ajuta a sau câștigul. Sau a păcăli câteodată, da, a păcăli, clienții, ca să nu, da, folosim acest cuvânt, dar poate că uneori vor, discutam cu cei de la Ministerul Agriculturii, inclusiv cu domnul ministru la un moment dat, uneori practica asta poate neloială de adaosuri comerciale foarte mari era făcută în așa fel încât să favorizeze anumite produse, să fie cumpărate anumite produse și automat apărea așa cele... Adică să fie încurajate prețurile, produsele de brand ale retailerului, da, respectiv. Noi, Partidul Social Democrat, vom avea o lege în Parlament, în perioada următoare, în care vom vrea ca magazinele, marile magazine, să pună pe etichetă, la prețul de vânzare, să vadă și prețul de achiziție acelui produs. Să vadă exact adaosul practicat în momentul de față. Atunci când cumpărătorul merge în magazin să cumpere un produs, se poate vedea exact cât a fost cumpărat. N-am văzut asta pe nicăieri. Da. Dacă în străinătate undeva am văzut așa ceva prin magazine, că mai am obiceiul să intru în supermarketuri. Da. Într-adevăr, în Europa se practică acest lucru, să vezi. Da, cred că doar în zonele de producători locali, adică acolo unde adaosul e mic sau unde vrei să faci reclamă că adaosul e mic. În momentul de față discutăm în cadrul partidului cu specialiști să vedem exact cum putem face, să avem o inițiativă legislativă care să ajute efectiv și consumatorul. Pentru că români sunt și cei care vând, unii dintre ei, da? Corect. Români sunt și cei care cumpără și nu e bine niciodată să pui român contra român. Păi nu despre asta e vorba, noi vorbim despre transparență, ceea ce am vorbit și la începutul emisiunii, când m-am spus că era, am dat ca și exemplu neapărat că beneficia de această măsură, era un producător local din Suceava care magazinul punea adaos de 300% la produsul său, fiindcă magazinul, de exemplu, plătea marfa doar cea pe care o vindea în magazin. Așa și... e, dar magazinul are și el cheltuieli, da, și e firesc, da, și normal să practice adaos comercial. Exact. Dar în același timp trebuie să găsim o soluție. Cu o măsură. Cu o măsură, exact. Nu trebuie să avem exagerări. E considerat, asta poate fi considerată o victorie în decizii a guvernării Ciolacu, pentru că e, cred că, una dintre primele decizii pe care guvernul Marcel Ciolacu le-a luat. Chiar prima, mi se pare, dacă n-a fost prima măsură. E o victorie a premierului Marcel Ciolacu, fiindcă a anunțat încă de la început această măsură, din momentul în care și-a preluat... mandatul, portofoliul de prim-ministru, au apărut foarte multe voci care au criticat în spațiu, cum a spus dumneavoastră, economiști, analiști, care ne spuneau că nu este o măsură bună, că nu va fi o măsură bună. Iată că am venit după 3 luni de zile și vedem că această măsură a avut efectul scontat, efectul dorit de primul adică ministru. Adică pentru și, în primul rând, consumator. Exact, și o victorie foarte mare pentru și ministrul agriculturii. Și pentru economie se simte? În economie în momentul, se simte lucrurile astea? Știți cum e? România a avut o problemă, la un moment dat, cu o inflație foarte mare. Și atunci am văzut cele izvoarele care erau a inflației foarte mari. Inflația cu două cifre. Da. Am văzut unul dintre izvoarele care erau prețul alimente. Fiindcă creșteau din ce mai mult și nu le puteai controla, prețul la energie la un moment dat s-a făcut acea plafonare și automat am venit cu această măsură pentru plafonare la alimentele de bază și am reușit într-un fel sau altul să secăm acele izvoare ale inflației în momentul de față. Deci asta ne spun și analiștii astăzi, că am reușit să avem în continuare o inflație cu o singură cifră în România, am scăzut inflația de la două cifre la o singură cifră, undeva la 9,4%. Dar tot va avea deficit negativ, se pare, România la sfârșitul acestui an? Haideți să fim corecți și sinceri, fiindcă eu am auzit așa foarte multe discuții. Sunt mai tânăr și îmi place să mă informez din toate sursele și nu vreau să iau doar informațiile de la noi și să spun că noi suntem cei mai buni și restul toți nu știu nimic despre ce vorbesc. Dar în momentul în care Partidul Social Democrat a intrat la guvernare în România, în momentul de față, în momentul respectiv era un deficit bugetar de 9,2%. Atunci când au negociat acest PNRR, au negociat să închidem anul 2023 cu un deficit bugetar de 4,4%. Astăzi, guvernul României, împreună cu reprezentanții guvernului, au fost la Comisia Europeană și au renegociat acest deficit. Într-adevăr, vom închide acest deficit bugetar în 5,5%.
să vii de la 9,4 la 5,5, cred că este o victorie a guvernului, fiindcă poate românii de acasă nu înțeleg, dar un deficit bugetar atât de mare într-o țară europeană, automat de aici apăreau și o inflație, inflația foarte mare. Și împrumuturile respective care tot apăreau. Guvernul PSD nu a oprit investițiile, în primul rând, da? Am continuat să investim în România foarte mult, am reușit să mărim anumite salarii în România în momentul de față, am mărit inclusiv salariile profesorilor la un moment dat și am reușit să ținem acest deficit sub 9,4% și vom închide anul acesta bugetar, îl vom închide cu un deficit de 5,5%. Spunea, au fost unii oameni irresponsabili la început. E posibil să fie să nu fie deficit bugetar, să fie saldul atât de mare. Suntem o țară în plină dezvoltare. E posibil. Dumneavoastră, la Partidul Social Democrat, chiar prin președintele partidului și, evident, informația a coborât și în teritoriu, ați transmis că dacă nu s-ar fi adresat cu sesizare la Curtea Constituțională cei de la USR și Forța Dreptei împotriva pachetului de măsuri fiscal-bugetare, deficitul ar fi fost mai mic, mai aproape de zero. Au zis că intrau unele măsuri mai repede, fiindcă majoritatea măsurilor intrau de la 1 ianuarie 2024 în vigoare. Unele dintre aceste măsuri intrau mult mai repede în vigoare. Și automat, adică de la promulgare. Promulgarea încă nu e Da, este trimisă. Da. Deci, în momentul de față, Curtea Constituțională a decis că aceste măsuri sunt constituționale. A respins sesizarea. Da, sunt constituționale și automat această măsură a plecat la președintele Iohannis pentru promulgare. Nu înțeleg de ce unele voci așa gurile au criticat aceste măsuri fiscale, nu înțeleg de ce unele voci. Cele care au fost aruncate pentru prima dată în piață erau draconice unele dintre ele. Să ajungi să le plângi de milă băncilor și marilor companii care fac profituri exorbitante în România și acel profit pleacă în afara țării. Să ajungi clar, să plângi, înseamnă că adevărații contributori. Înseamnă că nu faci nimic altceva. IMM-urile sunt adevărații contributori. Nu faci nimic altceva decât să te folosești de rolul tău din opoziție și să critici orice face guvernul. Oamenii de acasă au înțeles totul de clar, fiindcă acest pachet legislativ, aceste măsuri fiscale, au fost venite pentru români, nu pentru austeritate. E o reformă curajoasă a premierului Ciolacu, o reformă care era nevoie în momentul de față în România. Am văzut dar acele cheltuieli la bugetul. Am văzut acele cheltuieli la bugetul de stat care vor fi acele economisiri care vor fi făcute, 3,7 miliarde de lei vor fi făcute economisiri la bugetul de stat, automat acele nu neapărat taxe, dar acele măsuri prin care să eliminăm acele inechități dintre români, fiindcă până la urmă vă spun ceva, nu e corect ca o companie cu profituri foarte, foarte mari să plătească taxe la bugetul de stat foarte puțin, în timp ce un român cu o firmă mai mică plătește uneori poate mai mult decât plătește o mare companie. Din punct de vedere investitori, cred că cel mai important este să știe nu ce îi se va impune luna viitoare, ci ce îi se va impune, nu știu, măcar cu 6 luni înainte, așa cum și scrie în codul fiscal, că modificările nu se fac fără un termen de 6 luni, să te acomodezi măcar mental cu ce urmează. Trebuie să ne gândim că România a fost afectată de o criză într-un fel sau altul. Nu toate doar România, țările. Toată țara, toată Europa a fost afectată, fiindcă am avut sau avem în continuare un război la graniță. Am avut o criză a energiei. Nu mai vorbim despre cea de pandemie, nu mai vorbim de împrumuturile care au fost făcute de guvernările anterioare pentru a cumpăra vaccinuri care s-au aruncat. Sau nu vorbim de lucrurile astea în moment de față. Am venit cu aceste măsuri. Premierul Marcel Ciolacu și-a asumat aceste măsuri în Parlament și, din punctul meu de vedere, e o reformă curajoasă care va fi implementată cu succes în România și vom vedea exact asta și la deficitul țării. Guvernul estimează că măsurile vor aduce un impact financiar pozitiv de aproape 20 de miliarde de lei în 2024, în timp ce cheltuielile bugetare se reduc cu aproximativ 3,37 miliarde de lei la acest moment. Acest pachet de legi, să-i spunem până la urmă, a fost înaintat președintelui României pentru promulgare. Abia după promulgare va fi publicată în Monitorul Oficial și va intra în vigoare așa cum sunt ele prevăzute. Corect. Unele, să zicem, imediat, altele la începutul lunii, altele la începutul anului și așa mai departe. Eu o singură curiozitate am aici, era un pachet de limitare, în pachet era un
un punct de limitare a cheltuielilor administrațiilor locale cu, să spunem, zilele comune, zilele orașului, sărbători de tipul acesta, într-o limită de 2,5% cred că din bugetul anual. A fost scoasă asta, cert. Urmează un an cu 4 rânduri de alegeri, oamenii trebuie să aibă și buget pentru sărbători pe măsură. Am fost unul dintre cei care am criticat eliminarea? Nu neapărat, da, eliminarea, fiindcă la un moment dat sunt comunități, nu doar în județul Suceava, sunt comunități în România care acei bani, în care acei bani pot fi folosiți altfel, cred eu. Pot fi făcute și acele sărbători. Pentru o zi, nu? Pot fi făcute, doamnelor, să-i dai pe o zi. Cred că pot fi făcute și acele festivaluri, dar pot fi făcute în limita bunului simț. Cu o limita bunului simț în care să înțelegem, domnule, noi avem nevoie de asfalt, noi avem nevoie de apă canal, noi avem nevoie de gaz. De condiții mai bune în școli. De condiții mai bune în școli și automat noi cheltuim foarte, foarte mulți bani pe cele zile ale comune, festivaluri. Sunt primari care chipzuiți. Care au fost, mâine nu mai sunt. Sunt primari chipzuiți care au reușit să-și dreagă bugetul așa cum trebuie și să nu facă cheltuieli foarte mari. Și sunt, din păcate, un oameni care... Au aruncat fără număr, au aruncat bani pe geam. Știți cum e? Și cei de acasă acum trebuie să înțeleagă. Și am dat exemplul ăsta de fiecare dată. Ai o casă, gardul e frumos pe exterior, intri în curte, dai la o parte buruienile din curte, dar scoți boxa în geam și dai petreceri, știți? Adică trebuie să ne rezolvăm problemele noastre așa ușor, ușor, ușor și după aia putem face și petreceri. Oricât de multe dansuri bătucite și hore pe scenă, foarte, foarte multe, dar mai întâi să ne rezolvăm problemele importante, primordiale, care le avem, fiindcă, până la urmă, guvernăm, administrăm, legiferăm pentru cetățeanul de rând și în bine cetățeanul. Fiindcă îndată vin alegerile și omul va veni vedea și de contul. Și va veni de contul. Știți cum e? Memoria colectivă e scurtă și dacă au fost buni micii, cred că merge, cred că și o ștampilă. Cred că astăzi, vorbind, populația din România, publicul de România nu mai este atât de ușor de păcălit și cu siguranță acest lucru se va vedea în 2024 și vom vedea când românul va alege chipzuit și va pune ștampila pe cel care chiar merită. Fiindcă poți să mănânce și micii celor care îi dă și să pune ștampila pe cine dorești. Mulțumesc pentru discuția de astăzi. George Șoldan, deputat al Partidului Social Democrat, filiala județeană Suceava, astăzi la Comentariul Zilei.